Hristos a înviat. Slăvit să fie numele Domnului. Haideți să-i dăm Domnului nostru un mare aplauz. El este acela care merită toată cinstea, toată gloria și toată slava. Unul din lucrurile care îl învățăm foarte tare din situația care a fost în această dimineață cu această familie este: rugați-vă înainte de a veni la biserică. Rugați-vă când plecați de la biserică. Să n-aveți impresia că venitul la biserică e așa o chestie și dracu zice: ce fac ăștia, mai azi la biserică, n-avem chef de acum. Orice fel de formă de activitate pe care un om o întreprinde și are în ea cel mai mic iz de conotație spirituală merită toată atenția întunericului. Nu socotiți lucrurile acestea ca fiind niște așa, nu! Pentru că lumea spirituală te vede. Lumea spirituală este cu ochii pe tine. Dacă ni s-ar deschide ochii spirituali pentru foarte puțin timp, Doamne, așa de mult îmi doresc ca biserica asta să aibă o percepție spirituală completă a tot ceea ce înseamnă lumea prezentă spirituală a lui Dumnezeu și lumea dracilor. Credeți-mă ce vă spun, pe baza Scripturii ne suntem schimbați radical în momentul acela. O grămadă de lucruri pe care le socotim, așa. În momentul în care realizezi că, așa, în spatele tău este un drac care te pișcă și când o să vezi ochii demonii strălucitori ca de șarpe, jubilând că te-a înșurubat, o să te mai gândești de dor dacă faci... Noi nu realizăm ce se întâmplă. Crizele de personalitate își au originea în firea noastră cu subvenție demonică. În firea noastră cu subvenție demonică. E una când un om are o reacție a lui firească, ține de fire. Dar este evident pentru cei care înțeleg lumea spirituală că la un moment dat, undeva după natural, parcă depășești o limită, o barieră. Aia e lumea spirituală. Aia e lumea spirituală. De ce credincioșii nu o văd? Pentru că nu se îndeletnicesc cu ea. De ce nu sunt la zi cu lucrurile? Că nu le pasă. De ce nu le pasă? Că iubesc lumea. De ce iubesc lumea? Că nu-L iubesc pe Dumnezeu. Nu-i foarte complicat. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din întâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți! Duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Amin. Lecții în ziua învierii. Ne vom ocupa doar de cuvintele Domnului Iisus din acest pasaj. În momentul în care El se întâlnește cu mironosițele, femeile acelea evlavioase speciale care au fost alături de El timp de 3 ani, 3 ani și jumătate, care L-au slujit cu tot ceea ce au avut, femeile acestea vin dimineață de vreme la mormânt. Și după ce se întâlnesc cu îngerul și li se spun lucrurile care le sunt spuse, ajung să se întâlnească cu acela care fusese mort. Și primul cuvânt
pe care el îl rostește este acesta: bucurați-vă. Spuneți împreună cu mine: bucurați-vă. Încă o dată: bucurați-vă. Încă o dată: bucurați-vă. Ce realitate! Ele au venit să, spune Scriptura în toate celelalte pasaje, au venit cu încă niște ulcioare, cu soluții, au venit să-l mai să-l dea cu toate aceste mirodenii cu care se, erau unși morții. Ei veneau, au venit să facă lucrul ăsta. Și ceea ce pentru ei devine, pentru ele devine șocul acest enorm, este că el este viu și li se adresează într-un mod cu totul aparte: bucurați-vă. De ce cred eu că începe Iisus cu acest cuvânt? Spuneți, ultimele trei zile, cum au fost? Au fost zile de durere, de jale. Tot ceea ce ei erau și tot ceea ce ei au crezut că au înțeles s-a dovedit nul. Cel care trebuia să aducă împărăția, din nou să elibereze de roman, să facă o grămadă de lucruri, cel care trebuia să facă toate lucrurile astea, dintr-o dată dispare de pe suprafața pământului și nu se mai vede niciunde, nu mai este la orizont pentru că este sub pământ. Orice fel de motiv de bucurie a dispărut. Orice fel de rațiune pentru care în ultimii trei ani și jumătate au trăit, l-au slujit pe Dumnezeu, l-au slujit pe acest om, învățător, profet, s-a stins. Și odată cu toate aceste lucruri, s-a stins și bucuria. Și Domnul le spune, ca un prim cuvânt al întâlnirii: bucurați-vă. Bucuria în Domnul este tăria noastră. Bucuria în Domnul este tăria noastră. Iată motivele pentru care Domnul face lucrul acesta și le spune: bucurați-vă. Acum, ei au înțeles la momentul acela lucrarea mântuitoare, în opinia mea și nu doar a mea, ci a multor care au studiat de-a lungul vieților scripturile și realitatea de atunci, n-au înțeles exact tot ce cuprindeau lucrurile. Cum de altfel biserica de-a lungul timpului i-a trebuit suficient timp să aranjeze învățăturile și doctrinele, să le facă foarte clare și să fie stipulate într-un mod foarte clar, 325 Niceea. A trecut timp. Dar noi astăzi, noi putem să știm exact de ce a spus Iisus: bucurați-vă. Noi avem elemente complete care nu trebuie definite acum. Ele trebuie doar găsite și însușite, pentru că ele sunt deja clare și definite. Primul motiv pentru care învierea lui Hristos este bucuria noastră supremă este că învierea dovedește că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Învierea dovedește că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Pentru tot ceea ce vă spun, am versete, nu intru în ele. Al doilea lucru: învierea chezășuiește eficacitatea lucrării sale mântuitoare. Învierea spune ceva de genul: toată mântuirea despre care eu am vorbit și am adus-o la înviere, faptul că eu am înviat, toată este reală. Este reală și este funcțională în dreptul vostru. Învierea este chezășuirea mântuirii, siguranța mântuirii. Hristos biruie moartea. Hristos este învierea. Din cauza aceea, planul de mântuire a lui Dumnezeu pentru noi oamenii, mântuirea, a fost realizat. Este viabil, este funcționabil, pentru că Hristos a înviat. Un alt motiv: învierea dovedește adevărul Scripturilor. În Luca 24, 44 cu 47, după ce Domnul Iisus merge pe drumul Emausului, se oprește, sunt acolo doi ucenici, este o poveste întreagă frumoasă, spune doar așa, ăsta e punctul care vreau să fac: când veți înțelege tot ceea ce spun Scripturile? Învierea este trecută în Scripturi. Și a crede Scriptura presupune, într-un mod simplu și complet, a crede în învierea lui Iisus Hristos. Fără înviere,
Însă scripturile n-aveau niciun rost. Erau doar cărți religioase, bune, bune de citit și de trăit, dar niciodată n-ar fi avut putere ca să schimbe viețile oamenilor. Pentru că doar învierea schimbă viețile oamenilor. Apoi, învierea face accesibilă prezența lui Hristos și a puterii lui asupra păcatului în viața de fiecare zi. Galateni 2:20. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Fără această înviere, niciun credincios n-ar fi reușit niciodată să spună și Hristos trăiește în mine. Păi cum trăiește, mă, că e mort? Nu, El e viu. Și pentru că este Dumnezeu etern și incomensurabil, El are această capacitate de a veni să locuiască în viața ta. Un următor gând. Învierea este fundamentul pentru darea de către Hristos a Duhului Sfânt și a vieții spirituale tuturor credincioșilor Lui. Ioan 20 cu 22. Pentru că Hristos a împlinit tot ce trebuia împlinit. După acest se vorbea, suflat peste ei și le-a zis, luați Duhul Sfânt. Doar după ce Hristos a înviat, a putut trimite Duhul Sfânt. Urma să fie glorificat și așa mai departe. Ăsta e punctul acum. Doar după înviere, Hristos putea trimite Duhul Sfânt. Un alt aspect? Învierea este garanția moștenirii cerești viitoare. Învierea este garanția moștenirii noastre viitoare. Pune sus 1 Petru 1:3-4. 1 Petru 1:3-4. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru noi. Oameni buni, nu contează dacă pe pământul ăsta ai sau nu moștenire, nu contează dacă ai avere sau mai puțin avere sau deloc avere sau mult avere, nu contează. Toate lucrurile acestea într-o zi vor fi fum și scrum. Toate. Singura avere care rămâne este aceasta, care este veșnică și păstrată în ceruri. Nimeni n-ajunge la ea. Nimeni nu ți-o fură, nimeni nu ți-o strică. Un alt aspect foarte important acum este acesta. Este învierea, este dovada judecății viitoare a celor răi. Fapte 17:30-31. Uitați-vă ce tare. Fapte 17:30-31. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Slăvit să fie numele Lui! Învierea din morți are loc și are o legătură directă cu judecata celor răi. Există o poruncă. Pocăiește-te și întoarce-te la Dumnezeu. Sunt vremuri în care ai știut și n-ai știut, dar sunt vremuri când auzi și știi. Ca să n-ajungi în ziua aceea, în fața judecătorului, cel mai înțelept lucru este să-i spui, arată-mi ce vrei cu viața mea. Arată-mi. Oricine va face lucrul acesta, va primi răspuns de la Dumnezeu. Iată câteva lucruri și ne apropiem de încheiere. După ce Domnul spune lucrul acesta, noi înțelegem că toate lucrurile acestea au fost realizate deja de Domnul Hristos pe cruce. Biserica le-a înțeles și le-a asumat, le-a crezut, le-a proclamat, le-a trăit și le-au adus rod în 2000 de ani de creștinism. Bucuria autentică
atrage întotdeauna închinare. Bucuria autentică atrage întotdeauna închinare. Auziți ce zice acolo? Nu vă temeți, nu, bucurați-vă, ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Percepția lor interioară a cuvântului bucurie a avut acel impact care a venit din gura Domnului Iisus în ființa lor, demolând instant tot ceea ce a însemnat năruire. Când Domnul a spus, bucurați-vă, adâncul lor și ființa lor în întregime s-a luminat. Pentru că speranța și rațiunea lor de a trăi a revenit. Și Iisus le-a spus, bucurați-vă. În momentul în care Domnul le spune lucrul acesta, Biblia spune un lucru, ele au vrut să îi se închine. S-au plecat la picioarele lui, să-i cuprindă picioarele și să-i se închine. Adevărata bucurie a mântuirii întotdeauna aduce închinare. Dacă n-ai experimentat niciodată bucuria mântuirii, n-ai cum să înțelegi cum e aia. N-ai cum să înțelegi că stăm aici o oră și ne închinăm, ridicăm mâinile, jubilăm de fericire, ne închinăm înaintea Lui pentru că totul este despre El. Te poți uita la noi ca la farfurile zburătoare. Ăștia e băieți faini, da? Da. Pentru că în adâncul tău bucuria n-a explodat. Când ai bucurie, există o lege natural-spirituală, bucuria creează în tine dorința de a te înclina Creatorului. Domnul Iisus rostește aceste cuvinte, nu vă temeți, nu vă temeți. Există cel puțin 400 de frici detectate până acum de oameni, dar cea mai mare este frica de moarte. Și Domnul s-a ocupat de două lucruri. Uitați-vă la treaba asta cât e de tare. Unu, a zis așa, bucurați-vă, bucuria în Domnul este tăria noastră. Și doi, a rupt orice lanț pe care diavolul poate pune peste oameni, prin frică. Le-a zis, nu vă temeți, nu vă temeți, nu vă temeți. Și Pavel vine și explică că diavolul îi ține pe oameni în robia fricii de moarte cât timp? Toată viața lor. Dumnezeule mare, să te trezești dimineața și de la o vârstă când înțelegi cam ce e cu viața asta, părinții tăi trebuie să vin și îți spun, știi, a murit bunicul. Și tu, copil, ești dus la o mormântare și vezi pe cineva acolo, întins într-un sicriu, cu o paloare pe față, ce nu mai zice nimic. Era guraliv, vorbea, era un om fain, dar nu mai spune nimic. Ați observat că morții sunt foarte liniștiți? Ei nici nu se mai bucură, dar nici nu plâng. Ați observat că nu le este frică de nimic? Pentru că, de fapt, omul, atunci, nu mai este acolo. El nu mai este acolo. Și trece viața și îți aduce aminte, se întâmplă la școală, la servici, nu știu, a fost foarte interesant pentru mine. În ultimele 2-3 luni de zile, dacă nu mai mult, a fost șoc pentru mine și nu l-am spus nimănui, ci doar m-am uitat pe diferite site-uri creștine în care au fost foarte mulți creștini înmormântați. Și au fost tineri. Și mă gândeam în mintea mea, Doamne, ce se întâmplă? Și mă întâlnesc cu un prieten bun de-al meu, păstor, care a analizat același subiect și spune, fii atent ce am observat în ultima vreme. Foarte mulți tineri creștini sunt chemați acasă.
Aș vrea să-ți spun următorul lucru. Indiferent ce vârstă ai acum, în această zi de 16 aprilie 2023, pentru că ai ajuns astăzi acum aici, se numește mila lui Dumnezeu pentru tine în stare pură. Adică tu n-ai un degețel acolo care ți-l introduci tu, că tu de obicei știi să că tu. Uite-o. Este milă în stare pură, care te-a ținut în viață până acum, aici. A, că tu nu crezi asta, n-ai nicio legătură cu realitatea. Tu crezi? Nu, nu, nu. Dumnezeu te-a ținut. Doar Dumnezeu te-a ținut. Dar te-a ținut cu un scop. S-auzi. 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 Ce vrea El cu tine. Nu vă temeți. Duceți-vă, despuneți. Duceți-vă, despuneți. Două lucruri. Ascultare. Ascultare, țin-l sus. Și slujire sacrificială. Și aici sunt două aspecte interesante. Unu, femeile trebuia să se ducă la ucenici, care erau în Ierusalim, și apoi cu toți trebuia să meargă până în Galileea. Întâlnirea cu Iisus, după ce îți aduce bucurie și te dezleagă de frica morții, te cheamă la ascultare și la slujire. Te cheamă la ascultare și la slujire. Duceți-vă și faceți asta. Și sunt acolo două etape. O slujire care este apropiată, dar este și o slujire sacrificială care te trimite mai departe. Un lucru care m-a marcat când l-am studiat, zice așa. Te spuneți fraților mei. Nu prietenilor, nu lui bro, ci fraților mei. Pune sus, te rog, Evrei 2, de la 9 încolo. Evrei, capitolul 2. Auziți. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru că prin harul lui Dumnezeu, El a gustat moartea pentru toți. Se cuvenea în adevăr ca acela prin care, pentru care și prin care sunt toate și care aduce, care voia să aducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Să-i numească frați. Când lumea vine și spune: auzi, bă, voi sunteți toți frați pe acolo. Da? Și surori. Și frați și surori. Și din ăștia așa 400 încă în plus? Nu, numai din aia. Numai din aia. Adică bărbați și femeie. Frați și surori. Lumea ne batjocorește în ignoranța și în imensitatea necunoștinței și prostiei ei. Dar nouă ni s-a dat favoarea să fim numiți frații lui. Uită-te la cel de lângă tine și spune-i: tu ești frate cu el. Când era mai mic, adică mic, n-am avut niciodată frate. Și cum în tot timpul mă agățam de unul și alții se agățau de mine, ieșa cu din astea. Și ce-mi plăcea să dau bine. Numai că erau și alții mai mari ca mine. Și nu puteam niciodată să chem, să zic: bă, îl chem pe fratele mai mare, dă-l de scoate dinții. Că n-aveam frate. Oh, da, acum am. Acum îl am pe cel mai tare din parcare. Nu-i altul ca el. Și tata lui, și tatăl meu.
Dumnezeu cel etern. Acolo mă vor vedea. Pune sus înapoi ăla. Acolo mă vor vedea. Este o promisiune care se împlinește imediat pentru apostoli. În 40 de zile se împlinesc o grămadă de lucruri. Peste 10 zile vine înălțarea. După aceea sunt 40 de zile în care Biblia spune că li s-a arătat desior și a vorbit cu ei lucruri privitoare la Împărăția Lui Dumnezeu. Și apoi vine înălțarea, după 40 de zile, și apoi vine pocurea Duhului Sfânt. Dumnezeu vine să lucrească în ei. Pentru noi promisiunea este aceeași. Acum și aici. Și apoi, un lucru cu care am să încheie este acesta. Ascultarea atrage, creează o relație experimentală prin cunoaștere personală. Ascultarea de Dumnezeu întotdeauna atrage o relație experimentală prin cunoașterea personală a lui Dumnezeu. Și apoi vreau să închei cu un text celebru din Ioan 11, 25, 26 și 27. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Când mămica și tăticul meu au plecat, amândoi din brațele mele, n-am putut concepe niciodată că părinții mei vor pleca din lumea asta fără ca eu să fiu acolo și să fie în brațele mele. Așa cum am cerut, așa mi-a dat Dumnezeu. Și când ne-am pus trupul în pământ, am recitat crezul. Eu cred în învierea morților și în viața veacului care va să vie. Ai tu această speranță? Nu, ce să faci cu ea? Vei afla curând. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume, să pătimească, să moară și să învieze a treia zi după Scripturi. Slăvit să fie numele Lui! Slăvit să fie numele Lui! Hristos a înviat, oameni buni! Înțelepciunea spune, folosește această dimineață a învierii ca să învii și tu. Poți să-L cunoști pe Hristosul cel viu, pentru că El este viu și vrea să ți se descopere și ție. Nu te întreba niciodată dacă Dumnezeu dorește lucrul acesta. Dumnezeu de ani de zile dorește lucrul acesta de la tine, dar tu ai rămas pe lângă. Ai grijă. Clipa plecării tale este în mâna lui Dumnezeu. Nu te juca cu asta. Spune-i lui Dumnezeu simplu, dacă tu ești învierea și viața, atunci învie-mă și pe mine ca să am viață veșnică. Cum vei face lucrul acesta? Într-un mod simplu și sincer. Spune împreună cu mine acum, Doamne Iisuse Hristos, așa cum sunt acum, cu toată inima mea, cu tot sufletul meu, cu tot ce am eu, în această dimineață a învierii tale, îți cer, deschidem mintea și inima ca să te cunosc, să te urmez, să trăiesc cu tine. Și atunci când va fi să trec dincolo, să trec în viața veșnică.
Pentru că tu ești siguranța mântuirii mele. Pentru că tu ești iertarea păcatelor mele. Pentru că tu ești viața mea. Și pentru că ești viața mea veșnică. Îți mulțumesc.